Vor participa 30 de meșteri atât din județul Suceava cât și din țară. Târgul de sânziene s-a organizat de Consiliul Județean prin Centrul Cultural Bucovina în parteneriat cu Primăria și Asociația Produs în Bucovina. Administrația județeană a transmis că în cadrul evenimentului vor avea loc ateliere de lucru pe meșteșuguri, cioplitură în lemn, țesut și cusut, olărit în condeiere de ouă, prelucrare de piei și confecționare de coronițe din flori de sânziene. Totodată vor fi prezentate piese de teatru pentru copii. Piesele vor fi jucate de trupa de Teatru de Păpuși a Centrului Cultural Bucovina. Astfel, joi, pe 22 iunie, de la ora 18, se va juca piesa Dănilă Prepeleac, iar vineri, pe 23 iunie, începând cu ora 11, piesa Iedul cu trei capre. Sâmbătă, pe 24 iunie, va fi organizată o expoziție de costume populare din recuzita meșterilor populari, prezentate pe panouri și manechini cu ocazia Zilei Universale a Iei. Va fi evidențiată cămașa cu altiță, element de identitate culturală în România, recent introdusă în patrimoniul UNESCO. Duminică, pe 25 iunie, va avea loc o reprezentație a grupului de copii Gura Izvorului din Vatra Moldoviței, coordonat de Ilaria Pușcă.